Viorica Dencil îi răspunde lui Klaus Iohannis, nu demisionez. O mi-a jignit. Din acest motiv nu am mers la Cotroceni. Presublinieredintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ce retrage încrederea premierului Viorica Dencil, susținând ce aceasta nu face față poziției de prim-ministru. Solicit public demisia doamnei Dencil din funcția de prim-ministru al României, a spus Iohannis la Palatul Cotroceni. Premierul i-a răspuns președintelui la România TV, într-un interviu acordat lui Victor Cintacu, la Palatul Victoria. Categoric, nu demisionez. Nu văd niciun motiv pentru care să demisionez, atâta timp cât am susținerea coaliției de guvernare, atâta timp cât cred că în cele 3 luni am avut rezultate bune. Nu văd niciun motiv de demisie. Nu aș putea spune că mă afectează retragerea publică a încrederii președintelui României, dar cred că este un gest și o declarație care nu-i si avea rostul acum si am să explic cele afirmate. Cred că acest mod de lucru poate duce la o slăbire a încrederii pe plan extern si cred că acest lucru nu trebuie făcut. Dincolo de interesele personale, de supărări, de frustrările pe care le avem unul sau altul, cred că trebuie să dăm dovada de responsabilitate, iar toate țările trebuie să vadă în România o țară stabilă, în care pot să investească, în care să vină cu încredere și care să fie un partener de încredere pentru orice stat. M-au jignit aprecierile peiorative ale președintelui, dar nu numai ce a spus președintele în această zi. Și înainte, aprecierile președintelui, modul de exprimare ale președintelui m-au jignit și acesta a fost motivul pentru care astăzi nu am mers la Cotroceni. Am încercat să comunic direct cu președintele. Așa cum am spus încă de la investirea mea, am încercat să păstrez echilibrul, să am o bună cooperare interinstituțională. Am sunat azi pentru a-i comunica președintelui, să am o discuție cu dânsul. Mi s-a spus că este într-o întâlnire și că nu poate răspunde și că această întâlnire va dura până la ora 11. Atunci am comunicat că nu o să mă prezint la Cotroceni azi la întâlnire. Am sperat ca președintele să sune și să discutăm acest aspect. Dar reacția președintelui a fost o reacție publică pe care am văzut-o cu toții, a spus Dencil.